Salut, camarazi, bună dimineața! Astăzi e joi. Sper să fie o zi frumoasă, văd că a început bine. E soare afară, e cerul e senin, ne acoperit, sper să fie bine. Am dormit foarte bine, sunt fericit. Dar m-am sculat, știi? Vreau să-mi pun rățușca la dezghețat, că astăzi vreau să fac o rățușcă cu orez la cuptor, că orezul e mai hrănitor. V-am zis, am cumpărat un kilogram de orez basmati de ăla din Persia, foarte gustos, pun și niște cări, niște boia și mă duc la piață acum să cumpăr niște legume, că mai lipsesc niște legume. O să pun și niște cartofiori pe lângă ea și ceapă. Am, nu știu, 3 sau 4 ardei roșii de la Comana. Îi pun și pe ea să se coacă. Îi fac cu oțet și cu apă, oțet și cu ulei, știți? Mi-aș cumpăra o sticlă de ulei de măsline, că nu mai am, dar e cam scump, e vreo 30-40 de lei o sticlă, știți? Și aștept să vină banii duminică sau luni de la YouTube. Poate fac o excepție și mea o sticlă de ulei de măsline, că e foarte sănătos, vi recomand și vouă. În rest, ce să mai am și astăzi de filmat, dar alergat. Încerc să vă fac un mic serial așa despre profesia mea, gangster. S-ar putea să vă placă. În rest, o să fac niște prank-uri, cum să vă, poate mă duc la licee, la copii, după aia, cred că zilele astea ajung în sfârșit să bag și niște caterincă pe canal, să mai râdeți și voi, pentru că trăim pe planetă și în România trăim în stres. Stresul nu e bun, e contraproductiv, stresul ne omoară, e letal, știi, trebuie să mai, nu să râdem inconștienți, dar de când în când acolo așa un hoho de râs face bine și la sănătate și la moral. În rest, ce să vă doresc o zi frumoasă la toată lumea, plină de satisfacții, de bucurii, iubiți-vă, fiți pioși, fiți miloși, fiți creștini, fiți român, faceți bine, că rău e peste tot. Nu trebuie să avem milă decât pentru trădători și cei care au jefuit și au nenorocit România și poporul român. În restul, numai dragoste, armonie și bucurie. Vă pup cu drag, rămâne precum catarii, umăr la umăr, să aveți o zi excelentă. Vă pup, pa!